Ce facem cu piețele de desfacere? Domnule ministru, dumneavoastră ați afirmat într-un moment că atât timp cât Rusia nu ne ia producția, ați intenționat într-un moment să plecați acolo. A fost o confuzie sau ați renunțat la această idee, la această intenție? Nu, eu spuneam că funcția mea presupune că dacă este nevoie, trebuie de mers oriunde pentru agricultorii din Republica Moldova. Deci asta era... Dar nu e nevoie de mers acolo deocamdată. Și eu vorbeam despre faptul că astăzi este discuția se duce între experți. Noi vorbim discuții care se duc între ANSA și Rosil Hoznadzorul. Au fost la nivel de experți făcute delegațiile la nordul Republicii Moldova la unul dintre producători și se duce discuția între ei. Când se va finaliza cel mai probabil cu o scrisoare din partea ANSA cu invitația reprezentanților de la Rosil Hoznadzorul în Republica Moldova, deci sunt pe dimensiunea lor de experți, după care ei se vor adresa să vedem care este soluția finală. La etapa actuală nu s-a finalizat discuția între ei la nivel de experți. În ceea ce privește piețele, nu e bine niciodată când depinzi numai de o singură piață. Diversificarea este... Niciodată nu este bine. Și vreau să vă spun că noi în februarie anul curent, 98% din exporturile de mere din Republica Moldova erau pe o singură piață. Exact. Asta era Belarus și Federația Rusă. Lucru care te face extrem de vulnerabil. Și dacă noi vedem modul în care s-au dezvoltat producătorii noștri de mere în Republica Moldova și struguri de masă, frigidere, livezi, superintensive, plasa antigrindină, sisteme de irigare, toate subvenționate din partea statului, subvenții masive și consistente din partea USAID, programe, dezvoltare, deci totul arată ca la carte. Deci nu în toate statele europene poți să vezi astfel de frigidere și depozite moderne, utilaje, tehnologie, etc. Pentru că embargoul din 2021, de fiară de 2014, agricultorii din Republica Moldova deja au investit bani împreună cu AIPA și cu partenerii de dezvoltare, au linii de sortare, linii de producere a ambalajului, au linii de spălare, de orice. Adică, practic, nivelul din 2014 și nivelul din 2022 sunt total diferite a producătorilor pomicultură. Numai că au o singură problemă. Ca în 2014, sunt total dependenți de o singură piață. De ce? De ce s-a întâmplat acest lucru? Din vari motive. În primul rând, comunitatea, confortul. Deci, prețurile erau bune. De fiecare dată era ușor accesul. De ce să nu spunem că se exporta, se arăta un preț din cuvintele unui exportator? 5 cenți arătau kilogramul de măr exportat în factură. Bani la negru, bani ingenți, în buzunare, fără invoice, fără transfer. Te duci la o piață, totul e foarte cunoscut și totul e foarte bine. Adică lucrurile astea toate i-au făcut ca ei permanent să fie axați de o singură piață. Acum, când a apărut această problemă, s-a repetat iarăși această problemă. Evident că noi ne-am implicat activ în procesul de promovare, pentru că noi aveam taxa, aveam posibilitatea să ducem, spre exemplu, Uniunea Europeană, 40.000 de tone. În 2021, Republica Moldova a exportat în Uniunea Europeană 1.100 de tone de măr, din 40.000 de tone care aveam fără taxe. Și în anul 2022, deja avem peste 10.000 de tone de măr. S-a început asta din martie, aprilie, mai, s-a dus exportul și acum are loc săptămânal să duc 200, 300, 400 de tone, într-o săptămână cel mai mult s-a dus 500 de tone de măr, s-a dus în Uniunea Europeană, evident că în România. Piața este una stabilă, dar în schimb prețurile sunt foarte și foarte diferite de prețul din Federația Rusă. Asta e pe de o parte. Și a doua, producătorii agricoli din Republica Moldova nu sunt uniți în cooperative. Deci omul are acasă 200 de tone de măr, și noi avem mulți producători agricoli care au 200, 300, 400. România este la o aruncătură de băți și politica... Dar România are mere, totuși. Dar produce mai puțin decât Republica Moldova mere. Mai puțin decât Moldova produce mere. Noi, pe piața din România, concurăm în primul rând cu polonezii și după asta concurăm cu românii. Adică, practic, polonezii sunt cei mai mari producători și dețin controlul asupra pieței de mere. Și toți s-au aruncat în același timp concomitent pe piața din România. Și evident că dacă vorbeam de la început de 50 de cenți la kilogram măr, astăzi vorbim cu totul și cu tot alte prețuri. Pentru că adică ai noștri nu producătorii din Republica Moldova au suprasaturat piața din România. Concomitent, în același timp, s-au dus și în loc să supra-soliciteze, să liciteze, sublicitează. De fiecare dată. Ăsta cât îți dai? 50, eu îți dau cu 45, eu îți dau 30. Și într-un final au prăbușit piața mărului. Efectiv, au prăbușit-o. Lucru care este extrem și extrem de greu de combătut ulterior. Atunci când tu le-ai învățat că îi poți da cu 30 de cenți, nu-l mai ridici înapoi la 50 de cenți.
Și asta totul se întâmplă pentru că noi nu suntem organizați. Noi nu suntem organizați în cooperative. Vânzarea trebuie făcută uniform, prin cooperative, gândit, analizat, trimitem un grup de oameni care negociază prețul, care semnează niște contracte acolo. Nu mergem fiecare separat cu geanta de mere ca să dezbatem și să distrugem o piață.